Celebrul inel în valoare de 1,7 milioane de euro a fost predat proprietarilor. Bijuteria sustrasă din magazinul din Paris de George Ploscaru la fine anului trecut a fost atent analizată de expertul adus de proprietari. Aceștia au ajuns ieri la sediul de ICOT din Ploiești. Expertul a măsurat inelul, l-a testat iar la final a concluzionat. Nu este un fals, este chiar inelul furat din magazin. După ce a fost confirmată autenticitatea bijuteriei, aceasta a fost pusă într-o geantă specială, iar transportul a fost securizat și a luat drumul Franței. Inelul cu pricina a fost descoperit de anchetatori în urma unei percheziții. George Ploscaru a sustras două inele și două diamante în valoare totală de 5,2 milioane de euro, la finele anului trecut, dintr-o bijuterie din Paris. Procurorii de ICOT și ofițerii BGC Oploiești au intrat pe fir și astfel tânărul este acum în arest preventiv.